operațiune specifică anotimpului, ACEU, dacă e răcoare suficientă, ACEU face față, că dacă are puțin freon, lucrează cât de cât compresorul, dacă nu are suficientă cantitate de freon, cu cât crește temperatura afară, cu atât scade eficiența. Cu ajutorul acestui aparat, se extrage freonul, se măsoară în grame cantitatea de freon extrasă, se măsoară în grame cantitatea de ulei extrasă și practic ne spune exact ce găsește în interiorul instalației de răcire. Este freonul standard, îmi spune pe etichetă, orice mașină are eticheta proprie, unde spune că trebuie să aibă o anumită cantitate de freon, aici îmi spune că trebuie să aibă 600 de grame de freon. Aia e cantitatea la care lucrează la capacitate gândită de producător. Dacă are mai puțin, scade eficiența. Dacă are sub un prag, nu mai funcționează deloc aer condiționat. 130 de grame refrigerant, ulei 0 pentru că avea foarte puțin ulei amestecat cu freon. Și ajută la gresarea întregului sistem, ajută la gresarea interiorului compresorului, acolo e partea cea mai sensibilă și cea mai costisitoare, compresorul este foarte scump. Însă ajută la gresarea și a garniturilor, a o-ring-urilor de etanșare. Între radiator și conducte sunt tot felul de o-ring-uri de îmbinare. O-ring-urile astea, de aia se spune că iarna e bine să pornim aer condiționat cel puțin o dată la o săptămână, la două săptămâni. Chiar dacă nu avem nevoie de frig, trebuie să-l pornim ca acest compresor să facă circularea agentului refrigerant împreună cu uleiul și gresează o-ring-urile. Iarna e bine să dăm drumul la aer condiționat pe rece. Exact, pe rece, ca să lucreze compresorul, să plimbe freonul cu uleiul, uleiul gresează o-ring-urile. O-ring-urile sunt gândite să stea în mediul lor de lucru și în felul ăsta ele nu se usucă.